Iată titlurile acestei ediții. Pieton spulberat pe traseul Chișinău-Urhei. Bărbatul ar fi decedat după ce ar fi traversat strada neregulamentar. Un șofer a scăpat ca prin minune după ce s-a izbit violent într-un autocamion parcat pe marginea unei străzi din Chișinău. Mașina a fost făcută zob. O mașină făcută scrum la ciocana. La fața locului a intervenit un echipaj de pompieri, însă mașina nu a fost salvată. Directorul adjunct al Centrului Național de Medicină Urgentă Prespitalicească a fost reținut în dosarul ambulanțelor suspectat de complicitate la organizarea licitațiilor privind cumpărarea 69 de ambulanțe. Jumătate de tonă de alcool etilic fără acte de proveniență ascunse în podeaua unui autoturism, dar și peste 20.000 de țigări găsite de vameș. Neatenția a fost fatală pentru un bărbat de 39 de ani. Victima a murit sub roțile unui microbuz după ce a traversat strada neregulamentar. Tragedia a avut loc în seara de 10 octombrie pe traseul Chișinău-Urhei, în jurul orei 20. La fața locului a fost chemat un echipaj de poliție și o ambulanță. Medicii însă nu au mai putut face nimic pentru a salva victima. Pietonul s-ar fi stins pe loc până la venirea doctorilor. Oamenii legii au stabilit că la volanul microbuzului se afla un șofer în vârstă de 65 de ani care venea de la Chișinău și se îndrepta spre Urhei, când pe neașteptate în fața mașinii sale a ieșit victima. Totul s-ar fi întâmplat pe o porțiune de drum neiluminată și atât de repede încât conducătorul auto nu ar fi reușit să frâneze pentru a preveni impactul. Accidentul a avut loc sub ochii unui amic al pietonului decedat. Luat la întrebări, bărbatul le-a recunoscut polițiștilor că cei doi ar fi consumat împreună băuturi alcoolice și se întorceau spre casă. Dacă era sau nu victima în stare de ebrietate, acest lucru va putea fi confirmat numai după ce oamenii legii vor primi rezultatele expertizei medico-legale. Testat la alcool, însă rezultatul a arătat că șoferul nu era băut. Nu se știe nici dacă șoferul se deplasa sau nu cu viteză. Poliția investighează cazul. Grav accident în cartierul Poșta Veche. Un șofer a scăpat ca prin minune după ce s-a izbit violent într-un autocamion parcat pe marginea drumului. Mașina a fost făcută zob. Accidentul s-a produs în data de 11 octombrie, puțin după miezul nopții pe strada Calea Urheiului. Ofițerul de presă de la Poliția Capitalei, Svetlana Scripnic, a declarat că la volanul mașinii se afla un tânăr de 35 de ani. Acesta cel mai probabil ar fi observat camionul prea târziu, iar din cauza carosabilului umed nu a reușit să manevreze prompt și să evite impactul. La fața locului a venit și o ambulanță, șoferul însă nu a avut nevoie de ajutorul medicilor. Internauții care au văzut cum s-a întâmplat totul au scris pe o rețea de socializare că autocamionul era parcat pe prima bandă, chiar după intersecție, fără niciun semnalizator reflectorizant. Acesta nu se vedea din cauza întunericului, iar mai mulți șoferi au fost la un pas de a-l tampona. Cel mai ghinionist a fost șoferul de 35 de ani care l-a observat în ultima clipă. Totodată, pe un portal de știri a apărut informația precum că șoferul mașinii era în stare de ebrietate, versiune neconfirmată de poliție. Oamenii legii vor stabili dacă conducătorul auto era sau nu în stare de ebrietate după ce vor primi rezultatele expertizelor medico-legale. Acum, forțele de ordine continuă cercetările, iar dacă șoferul mașinii va fi recunoscut vinovat, acesta riscă amendă de 1500 de lei și 6 puncte de penalizare pentru provocarea unui accident de circulație. Și-a lăsat mașina parcată în curtea blocului, iar când s-a întors a găsit un morman de fiare și cenușă. Incidentul a avut loc în seara de 10 octombrie pe bulevardul Mircea cel Bătrân din sectorul Ciocan al Capitalei, în jurul orei 19. Locatarii blocurilor din preajmă au surprins momentul în care autoturismul a fost cuprins de flăcări. Din imaginile video expediate redacției noastre de către un martor ocular se observă cum automobilul este total cuprins de flăcări, iar la fața locului a intervenit un echipaj al pompierilor. Eu șed aici și aud. Măcar că e mai bine. Eu am văzut-o, eu am văzut-o totodată cum a fost. La fața locului a intervenit o auto specială. Chiar dacă s-a intervenit rapid și în circa 15 minute s-a reușit domolirea flăcărilor, mașina nu a mai putut fi salvată. În urma incendiului, nimeni nu a avut de suferit. Potrivit ofițerului de presă al Inspectoratului General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, a ars circa 90% din autoturism. Mașina a luat foc în timp ce se afla într-o parcare. Deocamdată nu se cunoaște din ce cauză a pornit incendiul. Specialiștii în domeniu stabilesc cauza producerii incendiului.
Directorul adjunct al Centrului Național de Asistență Medicală Urgentă Prespitalicească a fost reținut. Acesta este suspectat că ar fi admis ilegalități la organizarea licitațiilor privind cumpărarea a 69 de ambulanțe. Potrivit procurorilor anticorupție, persoane de conducere din cadrul centrului ar fi dat prioritate unui agent economic, chiar dacă acesta nu ar fi eligibil pentru licitație menționată. Dar după semnarea contractului, acesta nu și-a onorat pe deplin obligațiunile. Anchetatorii presupun că actualul director al Centrului de Medicină Urgentă Prespitalicească, dar și unul din adjuncții săi, ar fi returnat agentului economic câștigător peste 2 milioane de lei. Acești bani ar fi fost penalitățile aplicate companiei pentru multiple nereguli admise în procesul de executare a contractului, dar care nu au rămas în conturi pentru că, în urma unei indicații, ar fi fost restituiți. Totodată, în acest dosar vor fi audiate mai multe persoane publice, dar și reprezentanții unor agenți economici. CNA va reveni cu detalii. 5 membri ai grupării Machina, care ar fi pretins de la un deținut din penitenciarul 13 circa 30.000 de euro, au scăpat de pedeapsă printr-o hotărâre a judecătoriei Chișinău. Procurorii însă au contestat la Curtea de Apel decizia magistraților. Procurorii au solicitat condamnarea inculpaților cu până la 15 ani de pușcărie. Mai exact, aceștia consideră distorsionată interpretarea probelor de judecătoria Chișinău, sediul Ciocana, care a adus la achitarea inculpaților. Amintim că inculpații au mai fost condamnați pentru diferite infracțiuni, însă în timp ce erau deținuți în penitenciarul 13 din Chișinău, sub pretextul unei datorii inventate, au cerut de la un alt deținut suma de 30.000 de euro și l-au amenințat cu violența, inclusiv împotriva rudelor acestuia. Prin urmare, în data de 3 ianuarie 2018, sub controlul unui ofițer de urmărire penală, au fost transmiși unui intermediar 30.000 de lei ca prima tranșă. Acesta însă a fost reținut în momentul primirii banilor. La aceeași dată, oamenii legii au desfășurat percheziții în camerele deținuților implicați în comiterea jafului, unde au depistat mai multe probe. La această etapă, toți cei 5 inculpați se află în libertate. În data de 11 octombrie, procurorii au contestat sentința și au cerut 15 ani de pușcărie pentru suspecți. Vinde alcool contrafăcut oamenilor din stradă, direct din mașină, iar acum riscă amendă usturătoare. Este vorba despre un bărbat din capitală în vârstă de 51 de ani care vindea ilegal alcool. Potrivit poliției, acesta vindea divin pe strada Calea Ieșilor din sectorul Buiucani din capitală, direct din automobilul său personal, fără acte de proveniență, precum și în condiții antisanitare. În data de 9 octombrie curent, polițiștii din sectorul Buiucani au deconspirat activitatea ilegală a bărbatului. Oamenii legii au găsit în locuința sa, dar și în mașină, 46 de litri de băuturi alcoolice contrafăcute, care urmau să fie vândute, dar și dopuri din plută și ustensile utilizate pentru îmbutelierea sticlelor. Printre alcool au găsit vin deja îmbuteliat, dar și în vrac. Dacă ar fi reușit să vândă toată băutura, acesta ar fi obținut 2300 de lei. Toată marfa a fost confiscată și depozitată până la adoptarea deciziei instanței de judecată, iar bărbatul s-a ales cu un proces contravențional pentru încălcarea regulilor de comercializare cu amănuntul a băuturilor alcoolice, iar în acest caz riscă o amendă de 4500 de lei. Poliția Capitalei solicită cetățenilor să procure produse doar din magazinele autorizate prin lege. Jumătate de tonă de alcool etilic fără acte de proveniență, ascunse în podeaua unui autoturism, dar și peste 20.000 de țigări. Toate au fost depistate de către vameși în rezultatul controalelor efectuate în municipiul Chișinău, dar și pe traseele din țară. Primul caz a fost înregistrat lângă satul Cobusca Veche din raionul Anenii Noi. Vameșii au stopat un automobil cu numere transnistrene și i-au verificat salonul, dar și portbagajul mașinii. Sub bordul autoturismului au depistat un furtun cu robinet, din care curgea un lichid incolor cu miros asemănător alcoolului etilic. Mai mult, vameșii au stabilit că podeaua autoturismului a fost modificată special încât să fie posibilă transportarea diferitor lichide într-un loc ascuns. De acolo au fost extrase prin intermediul a două robinete improvizate peste jumătate de tonă de spirt. Și în cel de-al doilea caz, vameșii au depistat în portbagajul autoturismului unui șofer 50 de butelii din plastic cu 50 de litri de alcool. Un alt caz a fost înregistrat pe o stradă din Chișinău. Vameșii au identificat în trafic un bărbat care transporta 20.000 de țigări fără timbre de acciz în mașina sa. În toate cele trei cazuri, conducătorii auto nu dețineau niciun act care să confirme proveniența loturilor transportate, astfel încercând să se eschiveze de la plata taxelor vamale. Atât alcoolul cât și țigările au fost reținute, iar cercetările continuă. Șoferii riscă amenzi contravenționale. Mai multe evenimente din țară și de peste hotare, pe scurt.
a parcat neregulamentar și a blocat traficul pentru minute în șir. Mai multe troleibuze nu s-au putut deplasa conform graficului, deoarece nu aveau loc pe unde să-și continue drumul. S-a întâmplat în data de 10 octombrie pe strada Mihail Cogălnicianu din capitală. Din imaginile postate pe o rețea de socializare se poate vedea că mașina a fost lăsată chiar în intersecție, iar din cauza că strada este îngustă, troleibuzele pur și simplu nu aveau suficient spațiu pentru a trece. În timp ce cel puțin 7 troleibuze stăteau blocate pe traseu, șoferul mașinii era de negăsit. La fața locului a intervenit și o echipă de poliție, dar și un evacuator care a luat mașina de pe traseu, iar celelalte vehicule și-au putut continua calea. Deocamdată nu este clar unde a fost transportat automobilul. Cert este că proprietarul își va putea recupera mașina numai după ce va fi documentat și sancționat de polițiști. O sperietură pe cinste. De asta au avut parte angajații mai multor depozite de pe strada industrială din capitală după ce un transformator electric a luat foc. Incendiul a izbucnit în dimineața de 11 octombrie, în jurul orei 8. Unul dintre șoferi care se deplasa în acea regiune a surprins imagini de la fața locului în care se poate observa un nor dens de fum. Speriați de cele întâmplate, oamenii au chemat în ajutor pompierii. La scurt timp, la fața locului au intervenit 6 auto speciale, iar în circa 30 de minute s-a reușit localizarea focului. Potrivit ofițerului de presă de la Inspectoratul General pentru Situații de Urgență, Liliana Pușcașu, salvatorii au stabilit că flăcările au cuprins un transformator ce se afla pe teritoriul unui depozit de covoare și vopsea. Două persoane au avut nevoie de îngrijiri medicale, dar au refuzat spitalizarea. Niciunul din angajați nu a avut de suferit. Cauza producerii incendiului se stabilește. Un georgian cu acte false prins de polițiștii de frontieră de la noi. Incidentul a avut loc în data de 10 octombrie pe aeroportul internațional Chișinău. Bărbatul în vârstă de 35 de ani era pasager al cursei Chișinău-Barcelona și s-a prezentat pentru a trece procedura de control. Polițiștilor li s-a părut suspect că acesta s-ar fi aflat pe teritoriul țării noastre doar o singură zi. Mai ales că acesta nici măcar nu putea răspunde care este scopul vizitei sale în Moldova. În urma unui control amănunțit, în geanta suspectului a fost depistată o carte de identitate și un permis de conducere care s-au dovedit a fi false. Documentele ar fi fost eliberate de autoritățile slovace. Luat la întrebări, bărbatul le-a recunoscut polițiștilor că permisul l-a obținut fără a urma studiile la vreo școală auto, precizând că niște prieteni georgieni l-au ajutat să intre în posesia acestuia, dar și a buletinului de identitate. În consecință, documentele au fost ridicate, iar georgianului nu i-a fost autorizată trecerea frontierei de stat. Femeia care a accidentat cu mașina doi vameși la Pervomaisc a fost recunoscută inadecvată și nu va fi pedepsită penal. Specialiștii de la Spitalul Psihiatric au depistat dereglări psihice la femeie, de aceea ea nu poate fi trasă la răspundere pentru faptele pe care le-a săvârșit. Amintim că totul s-a întâmplat în luna mai a acestui an. Femeia de 42 de ani, originară din Grigoriopol, dar care locuiește de mai mulți ani în Ucraina, ar fi intrat prin postul vamal Pervomaisc fără a opri la cererile vameșului și l-a tamponat. Atunci acesta a suferit mai multe traume. A doua zi dimineața, istoria s-a repetat. Femeia a trecut prin același punct de trecere și a lovit în bara de protecție, iar aceasta a fost proiectată într-un alt angajat al vămii. Bărbatul s-a ales cu un traumatism craniocerebral închis. Chiar dacă femeia nu poate fi trasă la răspundere penală, aceasta ar putea fi trimisă la tratament într-un spital psihiatric. Atenție la tinerii din imagini! Ar fi specializați în furturi din locuințe. Poliția încearcă să le dea de urme, însă până la moment fără succes. Potrivit oamenilor legii, cei doi suspecți ar fi pătruns în mai multe case din comuna Stăuceni atunci când proprietarii nu erau acasă și ar fi furat bani și bunuri în valoare de 30.000 de lei. În acest context, persoanele care i-au recunoscut pe tinerii din imagini și dețin informații despre locul unde s-ar putea afla sunt rugate să anunțe la numerele de telefon indicate pe ecran. Dacă vor fi găsiți vinovați, cei doi riscă amenzi de până la 67.500 de lei sau ar putea face până la 4 ani de pușcărie. Confidențialitatea surselor de informare este garantată. Dacă deții imagini sau informații care pot deveni o știre, expediază-le pe adresele indicate pe ecran. De asemenea, poți contacta echipa 902 la numărul de telefon 062 071 902. Știrea ta o va vedea o țară întreagă.